Am introdus de curând pe canalul meu YouTube o nouă serie de filme legate de electronică. Și pentru că primul film pe care am încercat să-l fac se dovedește a fi mai complex decât mă așteptam, și anume să repar acest Harman Kardon, o să încerc niște proiecte mai mici. Însă înainte să intru în subiect, aș vrea să-l salut pe Ruslan Buravici, care a comentat alege limba rusă, că o știu la perfecție. Deci, privet Ruslan, salut prieten, sunt Marius. Electronica este un subiect care m-a interesat dintotdeauna și cred că vine un moment când ne ocupăm de toate. Pentru mine, consider că momentul când mă apuc de electronică este acum. Și așa cum vă spuneam, Harman Kardon 3480 cu zgomotul de fund pe care îl manifestă să îl repar nu este un proiect foarte ușor. Necesită destul de multă aprofundare și înțelegere a ceea ce se întâmplă în interiorul aparatului pentru a nu-l strica. Așa că am ales altceva pentru filmul de astăzi și anume e vorba de un pickup pe care o să încerc să-l repar. Da, este vorba despre un Technics SLBD3. Și modul în care se manifestă este că nu se manifestă. În mod normal, ar trebui la apăsarea butonului Start-Stop să se miște. Observ aici însă o chestie, și anume faptul că această lumină a stroboscopului funcționează. Ceea ce înseamnă că el are curent și mai observ un lucru, mai observ că partea mecanică dă să funcționeze. Da? Adică măsura în care am învârtit de platan, brațul văd că s-a mișcat și a trecut pentru OACT. Ok, o să trebuiască să-l desfacem să vedem ce e înăuntru. Ideea e că aș vrea să-i scot acest platan înainte să-l desfac, înainte să-l întorc invers, pentru că nu vreau să cadă pe jos. Ok, a sărit și cureaua, nu e așa de grav. Și în mod normal n-ar trebui să mai fie piese care să cadă și îl putem întoarce invers fără probleme. Poate n-ar fi rău chiar să-i pun capacul, pentru că stă mai bine pe capac. Întors cu picioarele în sus. Și hai să vedem ce avem de desfăcut aici. Cred că sunt 5 șuruburi mari și late de desfăcut. Tot ce avem de făcut este să vedem dacă iese tensiune, ce tensiune iese din transformator și dacă nu cumva motorul este cel care este stricat. Se demontează relativ ușor. Că nu ne creează probleme. Ok, și am scos motorul. Da, va trebui să-l alimentez și să încerc să înțeleg cum vine, cum funcționează, pe unde intră curentul, pe unde iese și așa mai departe. Ca o mică precauție, în general, aparatele electronice au și condensatori înăuntru. Condensatorii au o caracteristică și anume aceea că înmagazinează curent electric, energie electrică. Deci ar fi recomandabil să căutați să descărcați întâi condensatorii înainte să puneți mânuța în circuit, pentru că există riscul să vă curentați și să vă curentați foarte bine. Ok. L-am cuplat la priză. Acum aici avem 220 pe una dintre pe aceste fire și unul dintre ele este chiar faza, nu știu dacă voi puteți vedea. Lucru cu care nu prea e de joacă. În fine, o să măsurăm tensiunile care
tensiunile care intră. Și ceea ce ies din transformator. Ok, hai să vedem dacă îl păcălesc așa. Da, pot să vă arăt așa foarte bine. Da? Aceasta este faza. Luminează ușor, creând o tensiune, luminează ușor. Spre deosebire de celălalt care nu luminează. Principiul de funcționare al acestui pickup este unul simplu, în sensul că aici avem intrarea în transformator și pe partea cealaltă avem ieșirea. Ideea e că un transformator, în cazul de față, coboară tensiunea. Da? O să lucrez cu el, sunt pe 750 V curent alternativ și măsurăm curentul alternativ care practic intră. Da? Deci avem 234 V, 235 V care ajung până aici, în mod normal. Și după cum am văzut că luminează acel stroboscop, înclin să cred că avem și tensiune de ieșire și o măsurăm imediat. Spre rușinea mea. Nu, avem 17,3 V. Ok? După care el trece printr-un condensator aici, un condensator care, pe care chiar pot să-l verific, însă trece și merge mai departe, odată spre contact. Aici este un contact mecanic. Da? Pe care îl face angrenajul ăsta în momentul când apăs pe butonul de play și putem să verificăm acest lucru. Da? Vedeți că în acest moment el este apăsat. O să vreau să-l scot din priză ca să nu avem vreo surpriză. Dar din păcate el trebuie să-și facă mecanic cursa pentru a se decupla. Poate că nu e rău ce se întâmplă, că în felul ăsta a cuplat și aduce tensiune în cealaltă placă. Și o să măsurăm aici. Observăm că aici vin 12,5 V. Ceea ce mi se pare un pic nefiresc. Pentru că aici aveam mai mult. Reușesc să mai măsor sau nu reușesc să mai măsor? Poate reușesc să fac vreun scurt. Așa e mai frumos. Da, deci încred să cred că în sarcină tensiunea acestui transformator scade. Și de la 17 V rămân 12. Ok, o să trebuiască să desfac această placă de aici pe care voi încă nu o vedeați și să vedem ce găsim. Ideea e că și aici trebuie avut grijă apropo de condensatori. Condensatorii se încarcă cu energie și deși discutăm de 12 V, nu e rău să-i desfacem. Ok, să vedem dacă reușesc că să-l scot fără să-l rup. Am reușit să-l desfac. În acest moment el este oprit, nu mai este alimentat. Este scos din priză. Și ceea ce mă interesează este dacă, poate că trebuia să măsor înainte, dacă motorul primește tensiune, că dacă motorul primește tensiune, e posibil să fie motorul de vină. Haideți să încercăm și să vedem ce tensiune. În mod normal, motorul trebuie să funcționeze pe curent continuu. O să comun pe 20 V și să vedem ce primește, sau dacă primește. Avem aici 12,5 4, 6, 9,
Deci inclusiv cred că este vorba despre motor care a cedat. Însă o să verific ca să fiu sigur, să caut să văd dacă pot să verific continuitatea. Și atunci o să trebuiască să îl scot din nou din priză. Și să-l decuplez de aici din mufa lui. Nu am nicio schemă și evident că ghicesc în momentul de față, însă în principiu 12V ar trebui să fie suficient pentru motor ca să funcționeze. Da. Să văd cum reușesc să ajung la 'l să îl măsor. Am mai descoperit ceva și anume faptul că motorul văd că are 2 poli. Unul aici, unul aici. Și la acest pol ar trebui să ajungă curent. Dacă îl și băga în priză, aveam și ce să măsor. Ok. Și observ aici că avem numai 0,3V. Hai să vedem dacă nu cumva e o componentă alternativă. Deși în mod normal motoarele de așa ceva sunt pe curent continuu. Da, nu are componentă continuă. Observ că la acest motor. Oh, acum se învârte. Ok. Haideți să vedem. Vedeți, ajung 3V. Mai devreme nu aveam acest Nu avem această tensiune. Bun, o să fac un lucru și anume să relipesc aceste fire și să sperăm că asta a fost. Deși o reparație mai, între ghilimele, mai banală ca asta, nu am mai întâlnit. Da, am remontat pick-up-ul la loc. Și o să încerc să relipesc, să refac lipiturile acestor cabluri care vin aici, acestor conductori care vin aici, pentru că nu înțeleg efectiv care a fost problema. E posibil ca aceste cabluri să nu fi făcut contact și să fie avut ca efect faptul că nu funcționează sau că n-a funcționat. Și evident o să mai încerc o dată înainte să-l remontez. Ok. Să vedem și pe cel de pe stânga. Câteodată ajută să topești cositorul existent, adăugând cositor nou. Ok. Asta ar fi o dată. Și să încercăm să mai pornim, să vedem dacă l-am reparat între ghilimele. Ok, acum e atunci? Da, el se pare că funcționează. Nu am absolut nicio explicație pentru ceea ce s-a întâmplat acum și de ce am făcut asta. Să sperăm însă că asta a fost. Aceste șurubi, aceste picioare, piciorușe din capăt sau din lateral,
au un arc și ele au și rolul de a amortiza vibrațiile, de a opri din vibrațiile exterioare ca să nu ajungă la ansamblu care citește discul. Ok, și acum proba de foc între ghilimele. Trebuie să remontăm platanul. Platanul se remontează relativ ușor, în sensul că are niște ferestre pe unde poate fi accesată și întinsă banda, că de fapt asta este dificultatea. Ok. Dar o să începem invers. O să punem banda cureaua, de fapt, pe platan. După care o vom aplica, vă zic că are o chestie care ne ajută să o montăm, după care o vom aplica pe în jurul motorului și să ne asigurăm că stă acolo. Ok, și acum să punem cauciucul care trebuie să fie aliniat cu acest senzor. Da? Platanul are niște senzori și nu pornește în măsura în care nu vede un disc. Da? În momentul de față, dacă apăs degeaba pe buton pentru a porni. Și să punem un disc și să vedem ce se întâmplă. Dacă vrea să funcționeze. Ok, a revenit la poziția de repaus. Și dacă și alimentăm, o să și funcționeze. Ok, văd că discul a pornit platanul, însă surpriză, funcționează. Da, deci probabil asta a fost cea mai banală reparație între ghilimele, în sensul că era doar un fir care nu făcea contact. Să pornim amplificatorul și să vedem dacă și cum se aude, dacă reglează viteza și dacă funcționează într-adevăr așa cum ar trebui. Sper că vă place Julio Iglesias. Da, și se pare că funcționează. Ok, prieteni. Aceasta a fost, mă opresc aici. Nu a fost cine știe ce reparație. Sper pe într-un film viitor să pot să repar ceva mai complex. Dacă v-a plăcut, vă invit să utilizați butonul de like. Și în măsura în care vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați și să activați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez ceva nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!